Salutare tuturor, sunt Andrei și astăzi vom altoi în ochi dormind. Facem o tăietură aici. Da? Și venim de aici în jos. Ne băgăm sub mugure, luăm puțină coajă. Cam așa trebuie să arate altoiul. Nu stăm prea mult cu el, fiindcă altoirea nu se va prinde. Apoi mergem apoi. Vom merge la portatoi. Facem tăietură în formă de T. Trebuie să fie exact ca un buzunăraș. Apoi luăm altoiul și îl introducem în buzunăraș. Tăiem surplusul. Iar acum urmează să dăm cu bandă de altoi. Acum vom pune bandă. Dacă nu aveți bandă, puteți folosi folie alimentară. Începem de sus în jos, ca să plouă apa să se scurgă. Vom pe lângă mugure. Acestea puțin. Iar acum legăm exact așa. Dacă v-a plăcut, puteți lăsa un comentariu, dați like și share.